Primarul din Mărăcineni consideră că transformarea comunei într-un cartier al orașului Buzău nu va aduce avantaje localnicilor. Cel mai mare inconvenient ar fi mărirea impozitelor. De foarte mult timp ne-am gândit și la acest lucru. Atât noi cei din primărie, am avut discuții și cu consilierii locale, am avut discuții și cu cetățenii din comună, ne-au întrebat ce avantaje au. Din punctul nostru de vedere, nu au avantaje mai multe decât dezavantaje. Primul dezavantaj ar fi mărirea impozitelor și taxelor. Vă dau un exemplu. Dacă nenea Gheorghe de la Mărăcini are o casă din chirpici și a plătit 20 de lei impozit până acum și n-a reușit să-l plătească până acum, că sunt mulți care nu și-au achitat taxele și impozitele la momentul de față la Mărăcini, gândiți-vă când se va face 60 de lei, dacă îl va mai plăti. De impozite crescute se tem și locuitorii din Mărăcineni, dar sunt și localnici care văd cu ochi buni alipirea la Buzău. Da, dar față de Buzău, după câte am înțeles eu, sunt alte taxe. A, deci ar fi problema impozitelor? Da, pentru că acolo sunt mai mari impozitele față de la comună. Da, uitați, va rezolva problema asta, transportului? Nu. V-ar conveni ca Mărăcinul să devină zonă rezidențială, să devină cartier? Ar fi foarte frumos. Nu știu dacă ar fi posibil, dar mie mi-ar conveni, din punctul meu de vedere, deci ar fi ceva normal, zic eu, pentru că... Practic e lipit de Buzău. Practic tot e lipit, numai că depinde și de autorități, cum vor să fac. Mulți s-au plâns de impozite, că ar fi mai mari și așa ar fi. Și așa, zbar, oricum am dat-o tot mari sunt. Da? Ce? Adică azi, impozite pe casă, cred că s-ar chiar dubla. Asta da, e adevărat. E un inconvenient, dar nu știu cât de real ar fi și cât de... Nu știu. N-ați avea că... Păi ce să avem împotrivă? Până la urmă ar fi un lucru bun. Nici procedura de alipire a comunei la oraș nu ar fi ușoară. E nevoie de referendum atât în comună cât și la oraș, dar și de o hotărâre de guvern. Bineînțeles, ca să trecem să fie o zonă rezidențială, ar trebui un referendum în comuna Mărăcini, că nu putem să hotărâm noi în numele cetățenilor. O să facă referendum să voteze și după aceea o hotărâre de guvern. Dar, după părerea mea, nu cred așa ceva. Ar fi benefic, chiar și pentru municipiul Buzău am putea să organizăm. E destul de aproape să ne gândim la o asemenea formă de a putea să conviețuim într-un oraș mai mare care să cuprindă și Mărăcineniu ca și cartier. Dar acesta este un drum foarte lung, probabil că eu nu o să mai prind așa ceva, pentru că sunt multe lucruri care sunt implicați aici. În primul rând există factorul sociopolitic, în al doilea rând există interesul sau dezinteresul comunităților, în al treilea rând și foarte important, aceste lucruri se pot face prin dezbaterea publică și prin chemarea celor două comunități la vot, la referendum local. Rar mi-a fost dat, sau cel puțin în ultimii 26 de ani, un referendum local niciodată. Nu a ieșit pentru că nu s-a putut ține. Situația tensionată din aceste zile legată de transportul din Mărăcineni nu poate fi rezolvată nici prin crearea unei zone metropolitane în jurul Buzăului. Unii spun că ar fi bine zonă metropolitană, ceea ce nu se poate, pentru că municipiul Buzău, el în integralitatea lui, trebuie să aibă 200.000 de locuitori, nu cu ceea ce am putea să adun. El însuși, până nu atinge rangul 1 ca și municipiu, deci minim 200.000 de locuitori, fără să adunăm pe ceilalți din jur, nu se încadrează în legea administrației publice și pentru a putea să fie metropolitană, deși ar fi un lucru foarte bun. În concluzie, orașul Buzău nu poate avea zonă metropolitană și nici nu poate îngloba într-un viitor apropiat Mărăcineniul ca și cartier.